Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața la cafeaua de dimineață. Spunem hotărâți astăzi la mijlocul primei părți a lunii februarie, cu o săptămână parcă înainte de ziua îndrăgostiților. Așa că astăzi vom face o emisiune care să n-aibă legătură cu, mă rog, orice are legătură cu ce se întâmplă în jurul nostru. Vom face o emisiune în care să încercăm să depășim nivelul a ceea ce se întâmplă zi de zi. Aoleu, primesc mesaje cu știri. O să vorbim despre asta în timpul emisiunii. Deci să încercăm să privim lucrurile de undeva de sus, atâta cât putem fiecare dintre noi, depinde de poziția pe care o avem. Și nu pot face asta decât cu domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul doctor, ajutați-mă! Vă ajut, bună dimineața, bine v-am regăsit, mi-a la zor de cafeaua de dimineață. Mi-a plăcea să zic și eu, facem o emisiune eveniment. Rămâneți aproape de noi, va fi o emisiune eveniment. Să vedem despre ce eveniment vorba. Nu știu ce evenimente vom face. Dar cu siguranță un eveniment. Păi haideți să ne uităm așa un pic. Dumneavoastră de la dumneavoastră de acasă, eu de aici. Dumneavoastră în calculatorul, dumneavoastră eu în calculatorul meu. Și să spunem, Doamne, pe ce lume trăim? Păi, vedeți, să definim pozițiile noastre foarte clar. Fiecare în pătrățica lui. Hai să vedem cum trăiește fiecare în pătrățica lui și să nu ne depășim pătrățica. Cam asta facem în fiecare zi. Pentru că dacă ne-am depășit pătrățica, am devenit ceea ce nu reușim de 2000 de ani, să fim solidari. Tot încercăm să stimulăm solidaritatea, dar se pare că schisma asta uriașă specifică poporului român afectează și zona politică, și zona socială, și zona economică. Auzim în fiecare zi titluri de presă care mai depresive, nu auzim decât vine războiul, nu vine războiul, vine sfârșitul lumii, nu vine sfârșitul lumii. Vine factura, nu vine factura. La asta mă referam, sfârșitul lui. Da. Dar fiecare în pătrățica noastră, poate că încercăm să ne găsim și să ne regăsim un echilibru. Haideți astăzi să spargem zidurile și pătrățica și să încercăm să vedem ce găsim în pătrățica celorlalți. Pentru că cred că asta ne-ar ajuta foarte mult. Păi haideți să vedem ce... unde începe pătrățica celorlalți. Acolo unde se termină pătrățica noastră. Și unde se termină pătrățica noastră? Deci la modul serios, mai putem vorbi despre pătrățica noastră în ziua de astăzi? Da, adică vorbim despre o mare de cioburi, pentru că fiecare pătrățică e un ciob. Totul e spart și încercăm așa, ca un puzzle, să refacem o societate făcută țândări, făcută cioburi. Și când spun societate, nu mă refer doar la România, mă refer la aproape toate țările, mai ales în Uniunea Europeană, unde și în Europa în general, unde vedem că printr-o lipsă de solidaritate nu avem nici, când spun nu avem, mă simt integrat și membru UE, chiar cetățean UE. Nu avem așa o atitudine coerentă și mai ales nu există o coeziune între abordarea conflictului care se pare că crește de la o zi la alta la granița Ucrainei cu Uniunea Sovietică. Ne uităm ce se întâmplă în Crimea și cred că este și o consecință a unei lipse de politici coerente, a unei diplomații. Astăzi aflăm ce bine ne este NATO, da, e foarte bine că suntem un stat NATO. Ba, aud unii lideri, acasă am auzit un interviu cu domnul Călin Georgescu, sper să nu greșesc, lider informal sau nici nu știu cum să-i spun, de onoare al Partidului Aur, care ne explica cum va face din nou naționalizarea, cum va face cooperativizarea,
Mă uitam și credeam că e un film prost în care, de fapt, ne-am dat seama după 30 de ani ce bine era în comunism, cât de mult ne dorim să ne întoarcem în comunism și atunci mă întreb din perspectiva dânsului și a celor de la Aur, pentru ce capitalism, pentru ce piață liberă, pentru ce 30 de ani de democrație, e adevărat, cu nuanțe și tușe românești. Și comuniste, domnul Arvăz. Cu nuanțe și tușe comuniste. Da, pentru că până la urmă nici mai știm ce e la capitalism, ce e la comunism, dar dacă noi vorbeam în comunism de o societate aproape de perfecțiune, adică de o societate utopică, iată că cu pași repede în 30 de ani am ajuns la o societate distopică, adică am trecut de la un capăt la celălalt și acum când ajungem aproape de sfârșitul lumii, adică de o distopie totală, acum când trăim vremuri pe care noi le-am mai prezentat sau le-am anticipat în emisiunea dumneavoastră, iată, ne dorim din nou un comunism, dar cu față umană, așa cum s-a dorit comunismul întotdeauna, pentru că și Stalin a vrut un comunism cu față umană și urmașii lui Stalin. Mai apoi... Haideți să nu-l uităm pe Hitler. Acum ajungeam. Care a plecat de la stânga la o dreapta naționalistă și extremistă. Păi am aflat că, de fapt, ce s-a întâmplat în anii aia și am aflat cum poate deveni un model pentru noi Garda de Fier, cum Zena Codreanu este, e adevărat, o parte din istorie, dar se pare că e o parte foarte frumoasă, foarte albă, curată, spălată și uscată. Cred că trăim momente foarte grele și dacă tot vorbim despre regăsirea identității naționale, dacă tot vorbim despre patriotism, atunci să nu uităm nici pe cei care au murit în pușcăriile comuniste, nici pe cei care au murit în progrom și cei care au murit de-a lungul anilor în timpul celor de-al doilea război mondial în lagere. Haideți, să nu uităm nici pe cei care au murit în război. Ca să nu mai vorbim bine, au murit în război, au murit în pandemie, pentru că, știți, eu mereu mă uitam când o să atingem cifra pierderilor umane din război și iată că am reușit, avem 60.000 de morți în pandemie, o pandemie care și ea vine cu semnele ei de întrebare. Dar noi doi și cei care vă urmăresc pe dumneavoastră eram deja informați, pentru că în urmă cu 2 ani vorbeam despre ce va urma în pandemie, care va fi etapa următoare pandemiei și aduceți-vă aminte când spuneam va fi anarhie, iată că anarhia se instalează în toată lumea, a plecat chiar culmea din Canada și nu dintr-o țară de lumea a treia. Uitați-vă că după anarhie ne confruntăm cu crizele care, iată, aseară în acel interviu am văzut că este schimbările climatice, încălzirea climatică, sunt de fapt niște invenții, adică încet, încet începem să contrazicem orice realitate pentru a crea o realitate virtuală, adică un metavers în care o doamnă foarte drăguță, dornică să experimenteze metaversul, a intrat și a creat un personaj și după ce și-a creat personajul s-a trezit violată de alte 3 personaje, de unde că nici Zuckerberg nu mai este ce era, uite-l că a pierdut și el niște miliarde și săracul a ajuns doar pe locul 4 sau 3. Nu, a ieșit din primii 10, cică. A, a ieșit chiar din primii... Mi-a dat seama ce tragedie este. Mă gândeam că Bezos, care era pe locul 1, iată l-a ajuns, Amazonul a ajuns pe locul 3, iar Zuckerberg a ieșit chiar din primii 10. Sunt foarte îngrijorat și îmi dau seama că va reveni în forță cu metaversul în care ne vom crea personaje urmând să fim violați chiar și în mediul virtual.
Carmi era domn. Domnul Harbuz, ați vorbit despre... Nu, că eu am rămas aici, m-am ancorat la comunism, marxism, societate utopică. Păi da, haideți să ne uităm un pic. Spuneați despre aur, da? Că au nostalgii comuniste. Dar se vorbește foarte mult despre neomarxism, care nu este propriul României. Așa, sunt încercări și în România. Este propriul marilor democrații. Neomarxism. Da, vă rog. Deci acest neomarxism seamănă perfect cu o parte a societății utopice comuniste. Într-un fel. Acum am să vă spun ceva. Vorbiți că nu este specific României. Păi să nu uităm că neomarxiștii au avut un scor de aproape 15%. Nu mai știu cât a avut USR-ul. Undeva la 15%. Deci un segment important din societatea noastră aderă la neomarxism. Este justificat prin faptul că în ultimii 30 de ani copiii noștri au avut șansa să se educe, să învețe în alte țări, în țările vestice. Normal că au avut acces la o educație în sensul dezvoltării unei societăți neomarxiste. Desigur, aici vorbim de caracteristici a unei societăți neomarxiste care contravin flagrant cu ceea ce înseamnă familia tradițională românească, cu ceea ce înseamnă spiritul creștin-ortodox al poporului român. Deci, este normal ca o societate care, cea vestică, cea capitalistă, care, dacă mă întrebați pe mine acum, merge oarecum în faliment, pentru că așa și-a făcut loc cu mare viteză doctrina neomarxistă. Cred că trebuie să fim foarte atenți și, din păcate, societatea românească este atât de slăbită, atât de pauperizată, încât ea devine vulnerabilă în fața doctrinelor și mai ales a doctrinelor extreme. Pentru că, vedeți, să spunem, alegătorii se așează de o parte sau de alta, până la urmă plictisiți și scârbiți de politica tradițională din România, stânga, dreapta, caută extreme pentru a se manifesta în situația economică în care ne aflăm prin fenomene extreme. Trăim vremuri foarte grele, asta este foarte clar. Da, vremuri grele și nu avem, sau cel puțin așa se vede de unde suntem noi aici, din pătrățica mea cel puțin, nu avem, cum se spune, leadership care să ne permită să trăim aceste vremuri grele cu sigur, cu, să spun eu, cu sentimentul că există cât de cât un pic de siguranță pentru oamenii din această țară. Că te uiți în Nu jurul. mai există siguranță nicăieri. Nu mai există siguranță și aici mai intervine un lucru. Țările vestice au avut politici și economii stabile prin care au reușit să țină în mână, în sensul bun, populația, creind un echilibru și politici economice care să creeze un confort economic fiecărui cetățean. Ați observat acum în pandemie reacțiile la deciziile guvernelor. Pentru că țările vestice, oamenii au încredere și au avut încredere întotdeauna în guvern. În momentul în care, așa cum bine ați precizat, a apărut așa o penurie de leadership, nu mai avem leadership nicăieri, la nivel mondial vorbesc, cu o singură excepție, regret să o spun, dar despre asta vorbim, Rusia, unde Putin rămâne un lider. Și Uitați-vă un pic și la China. China, acum să nu-l acuzăm de președintele Chinei, de mare lider, și pe acolo, știți, este un alt tip de management. Este un management politic. Eu am fost în China și am avut șansa, unică în viață, sper,
să particip la o ședință a Consiliului Superior Politic al Chinei, unde cel mai tânăr personaj avea 78 de ani. Deci ați participat la ședință? Da. Bine, invitat, nu vă închipuiți, că era greu să vă exprim și în limba japoneză. Sau mandarină, că nu mai știu exact ce limbă să vorbea acolo. Ideea este că astăzi avem într-adevăr doi poli de putere, Statele Unite, pe de o parte, fără un leadership deosebit, China, o mare putere economică cu un leadership special, adică Partidul Comunist care reușește să stăpânească și să conducă inclusiv economia Chinei, și un lider autentic care este Putin, pentru că până la urmă asta face în fiecare zi Putin. Își conturează profilul de lider Mahimo, care poate intimida, care poate negocia orice. În contextul ăsta, România, ca de obicei, iar a căzut între scaune, pentru că, vedeți, suntem țară NATO, avem scutul antirachetă de la DVSL, pe care aseară domnul Călin Georgescu l-ar fi acuzat, și dacă a ajuns un lider politic de România să spună că scutul de la DVSL de fapt este un scut ofensiv, avem grave probleme diplomatice, politice. România, noroc că nu este la un nivel de reprezentativitate care ar putea crea și probleme sau consecințe în urma unor astfel de declarații. Trebuie să înțelegem că, da, suntem țară NATO, suntem sub umbrela NATO, suntem protejați de NATO, dar în zonă se fac politici. Uitați-vă ce face Ungaria, uitați-vă ce face Polonia. Polonia, care mai nou a anunțat că s-a văzut cu președintele Chinei și până la urmă Polonia va deveni un hub în zona europeană pentru tot ce înseamnă economia chineză, dar chiar mai mult, chinezii și-au manifestat intenția de a asigura managementul economic, industrial, agricol în Polonia. E foarte greu de înțeles. Motiv pentru care cred că România trebuie prin diplomație să-și negocieze zona militară, apartenența la NATO. Aici nu mai nimic de negociat. E clar că suntem o țară NATO și e foarte bine și rămânem o țară NATO. E clar că suntem o țară a Uniunii Europene și asta ne-a adus un beneficiu. Știți toți, spun, domnule, că nu m-am plătit, că Uniunea Europeană, dacă cineva ar putea să sintetizeze investițiile făcute în România în urma banilor primiți de la Uniunea Europeană și până la urmă a unui sistem de civilizare, pentru că noi după 89 ajunseserăm așa undeva într-o zonă întunecată. Mă refer aici la partea de deschidere, de educație, de management. Adică aveam foarte multe tare. Desigur, veneam din perioada comunistă și cu foarte multe calități. Veneam cu o școală bună, veneam cu o educație bună, veneam cu educația din familie, mă refer, nu cea din societate. Veneam cu acea solidaritate care ne lipsește astăzi, pentru că în vremurile în care românii au suferit, au fost solidari, ceea ce astăzi nu mai reușim. Se spunea înainte, domnule, românii sunt extraordinari, oameni buni, oameni veseli, oameni primitori. Haideți să fim atenți puțin astăzi dacă vreuna din aceste caracteristici mai este valabilă. Mai sunt valabile aceste caracteristici, dar le găsim mai greu. În pătrățica fiecăruia. În pătrățica fiecăruia. Bun, acum ați spus de Putin, care este un exemplu de lider. Eu am spus de China. Mă rog, un alt tip de lider. Ați amintit Polonia. E foarte bine ce a spus, pentru că gândiți-vă că aici e un conflict. Probabil se va finaliza, fie diplomatic, politic sau chiar militar. Dar după care NATO se va concentra, și nu atât NATO cât componenta sa cea mai importantă, Statele Unite ale Americii, se vor duce pe Asia Pacific.
nu vor mai rămâne în zonă pentru că ei se vor concentra pe conflictul cu China. O să cam rămânem așa ușor de izbeliște dacă nu înțelegem să facem politici de vecinătate. Pentru că ne place, nu ne place, ăștia ne sunt vecinii. Bulgarii, cel mai bun prieten, Marea Neagră, pe care s-ar putea să pierdem și pe asta dacă nu suntem atenți. Ucraina, Ungaria, Serbia, deci până la urmă, știți cum e, mi-e mai aproape maieul decât cămașa de corp și atunci cred că avem nevoie de o diplomație puternică. O diplomație puternică, dacă mă întorc la Nicolae Iorga, se naște foarte greu, deci ne mai trebuie, cred că, 100 de ani. Avem nevoie de o diplomație care să înlocuiască acest joc al armelor, fie ele clasice, fie a sistemului de război hibrid, pentru că după războiul rece, alt gen de război este războiul hibrid pe care astăzi îl trăim din plin. Avem războiul cibernetic care poate fi mult mai eficient decât un război militar. Deci lucrurile sunt complicate, dar, repet, noi nu reușim să coagulăm în țara noastră forțe politice. Pentru că, haideți să ne uităm puțin la aspectul politic. Sunt probleme, nu știu, începea cu cel mai mare partid, cu PSD-ul, acolo nu sunt probleme, pentru că întotdeauna acolo există așa o comunie de idei la care aderă necondiționată toți membrii, e un partid mai disciplinat, tocmai că vine din partea mai de stânga. Adică când mai este deranjat de dorința președintelui pro-România, care tot sparge ușa să intre în PSD, dar întotdeauna mai găsește o ușă închisă. Deci deocamdată e liniște. Haide să nu exagerăm cu liniștea asta din PSD, că se supără doamna Firea. Se mai supără doamna Olguța. Mai se supără chiar și domnul Arsene din când în când. Adică e o liniște... Să nu punem în aceeași balanță pe Firea, pe doamna Olguța și pe ultimul pe care l-ați citat. Totuși vorbim de profile și personalități politice și de eficiență în activitate total diferită. Nu putem spune că Firea nu este un om politic. Este un om politic, este o femeie. Ceea ce uitați-vă puțin că totuși PSD-ul a creat niște lideri femei, făcând alte partide mai greu. Sunt și la alte partide, dar încă nu sunt declarate. Sunt asimptomatice. Da. Este doamna Șoșoacă, care este un lider femeie într-un partid și un partid într-însa, care are loc. Deci nu putem spune că nu avem lideri politici femei. Avem. Da. Da, avem și la PNL. Să trecem la PNL, da. La PNL e liniște după ce 4 luni de zile a fost un congres care a făcut rău partidului mai mult decât al doilea război mondial. Un partid în care sunt lideri, în care eu cred că s-a greșit foarte mult, acum se încearcă o revenire apropo de greșelile politice care s-au făcut. Pentru că, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că Florin Câțu era un prim-ministru potrivit, deși foarte mult înjurat, dar știți cum e. Un om politic când intră pe o pantă descendentă, e foarte greu să-l mai reabilitezi și asta doar din gura lui. Pentru că dacă ați zis, dom'le, nu e stare, nu, e prost, e prostănac, e, știți, apropo de etichetele pe care le punea Băsescu, uitați-vă la Mircea Joană, care a trebuit să demonstreze afară că el nu e chiar prostănacul despre care vorbea în bătaie de joc Băsescu. Bine, acum trebuie să recunoaștem, domnul Harbuz, mă scuzați, domnul Băsescu a făcut o școală, domnul Joan a făcut altă școală, domnul Băsescu era într-un club, domnul Joan în alt club. Este foarte adevărat, dar vedeți că până la urmă oamenii educați au această timiditate de a merge până la capăt, de a da cu pumnul în masă și de a-și pune dosarul pe masă.
Deci, domnul Băsescu a știut să facă chestia asta foarte bine. Și a fost un lider politic. Vorbim despre, poate, cel mai puternic lider politic. Dar să revenim. Iată, și la PNL sunt fricțiuni și, repet, de ce cred că Florin Câțu ar fi fost foarte bun azi în România, pentru că România are, în primul rând, probleme economice. Iar în această perioadă chiar simt nevoia de economiști, economiști care au mai furat și ei din școala de afară, au învățat câte ceva în zona băncilor. Deci România astăzi supraviețuiește exclusiv, economic, exclusiv prin relația cu băncile, exclusiv cu relația cu organismele financiare internaționale. Ajungem la PMP. Iată că și la PMP, Cristi Diaconescu, care și el a făcut școala de maniere elegante, ca și domnul Gioană, care este un diplomat, care a fost ministru de externe, care este un om valoros, nu reușește să aibă caracterul ăla despre care vorbeam, al lui Băsescu, să dea cu pumnul în masă, și întrucât nu mai e Băsescu, ce a mai rămas din pumnul lui Băsescu este Tomat, care e un pumn mai moale așa, dar e un pumn care, știți cum, știți de ce câștigă Tomac până la urmă teren în PMP? Pentru că a avut noroc în viață să-l mângâie pe cap Băsescu. Pentru că dacă nu era Băsescu, Tomac rămânea o statuie. Așa, el e o statuie vie. Și funcționează și el în politica românească. După care mergem... Și va câștiga în PMP. Va câștiga, dar... Părerea mea că PMP-ul nu face o mișcare foarte bună, doar dacă, în continuare, în spatele automat rămâne Băsescu, care, într-adevăr, adică, va pleca din politică cu picioarele înainte. Sper de asta să se întâmple cât mai târziu. Îi doresc multă sănătate, domnule Băsescu. Dar Tomac nu este un lider. Vorbeam de leadership. Nu este un lider. Bine, nici Cristi Diaconescu nu este un lider pentru o mare parte din PMP, pentru că are alt profil. Așa cum spuneam, este un om educat, este un bun diplomat. Nu au nevoie PMP-iștii de asta. Ei au nevoie să crească peste 5%. Nu stau foarte rău, sunt între 3 și 4% față de ALDE, care are 0,5%, față de Pro-România, care are 1%. Adică se pare că totuși, până la urmă, cel mai bine s-a conservat PMP-ul dintre partidele mici. Ajungem la aur. Iată și acolo. Război pe viață și pe moarte. Pe mama lui. Toți Aveți cu tremur? Ați pronunțat aur și aveți cu tremur? Bate la ușă doamna Șoșoacă? Nu mă gândeam că, fiind în izolare, s-au adunat atâtea sticle și în momentul ăsta au simțit nevoia să protesteze. Am înțeles. Pentru că n-au fost timuite corect. Domnul Simion, un personaj foarte interesant, un personaj care chiar pare că a fost creat în lumea virtuală, adică le are pe toate și nu are nimic. Este un personaj pe care l-aș alege model în metavers, că dacă tot intri în metavers cu personajul și ești violat, mă gândeam să fac chestia asta. Bine, acum se pregătește un viol la poziția lui de șef. Exact. Deci, ce să mai spunem? Și în aur sunt lupte foarte grele. În USR nu mai vorbim, domnul Cioloș cu domnul Barna, cu domnul Barna. Domnul Barna este istorie. Nu, cu domnul Barna, în sensul că vorbim gruparea. Gruparea care s-a format în jurul domnului Barna și un drulă mult mai politic, mult mai agresiv, un politician, zic eu, un începător în ale politicii, dar de perspectivă, având verbul la îndemână și nefiind, adică fiind foarte dotat din punct de vedere genetic și din punct de vedere educațional.
Asta s-a văzut. S-a văzut genetic, era foarte dotat în momentul în care au ieșit la iveală înregistrări din biroul său cu el de față. Deci, da, el de față, dar nu uitați, am zis să nu acuzăm. Dar eu nu acuz, eu am spus că genetic este foarte dotat. Domnul Drulă, în acel moment, a luat niște măsuri. Așa cum mie îmi place absolut necesare, tare, de altfel. Absolut necesare. Îmi place foarte tare, de exemplu, domnul Berceanu, care a fost la mediu, la garda de mediu. Domnule, omul hotărât, adică n-a știut în ce intră. S-a dus să închidă pe mari poluatori, care el nu știa de fapt că în spatele lor sunt niște băieți de băieți care nu o să-l lase în viață niciodată. Au mai încercat și alții, în alte instituții, să facă dreptate și și-au rupt dinții pentru că asta e lumea în care trăim. A mai rămas vreun partid? Păi nu, dar putem, dreapta, forța... Partidul Piatra Neamț, partidul, mă rog. Dar eu vreau să mă întorc un pic, chiar dacă vă întrerup, la lideri. Mi-ați dat exemplu de lideri adevărați. Putin, eu am spus de tovarășul din China, am vorbit de Băsescu. Domnul Iulian Luca îmi spune că Prostănac l-a făcut Iliescu. Da, domnul Luca, aveți dreptate. Băsescu a folosit alte cuvinte la adresa Lungioană, n-am putut să le reproduc, că aveți mare dreptate. Bine. El era cu ăla mic cu capul mare, muci în păr și mulți alții. Da, morța competentă, că toți vorbim de jurnaliști. Ia bine, aici vă rog frumos, vorbiți despre domnul de la DC News, nu se poate. Nu se poate așa ceva. Da, revenim la lideri. Deci am amintit pe cei care i-am spus înainte, Băsescu, un lider puternic. Nu vi se pare că toți liderii ăștia, eu merg mai departe, Orban, nu de la noi, Orban de la unguri, toți liderii ăștia sunt niște lideri cu tendințe autoritariste? Autoritarismul este și el folositor până la un punct. Pentru că autoritarismul implică disciplina, implică măsuri extreme, în situații extreme. Și aici mă refer la politicile pe care le duce Victor Orban. Singura diferență este că eu aveam o vorbă, dumne, dacă îl aducem și pe Bill Clinton să conducă România și lupă de tu. Eu cred că va fi extenuat dacă vine România. Într-o săptămână e terminat. Aduceți-l pe Victor Orban să conducă România. O să-i fie foarte greu. Nu uitați că Victor Orban conduce Ungaria. Ungaria care are lideri, hai că vorbeam că am trecut prin toate partidele, am uitat UDMR-ul. Uitați-vă ce lider. Vorbeam de partide, domnul. Păi e UDMR-ul unui partid? Nu, este o organizație. Bun, este o organizație. Okay. Non-profit, mă rog, da. Bun, dar alta e înregistrată ca partid, participă ca și la alegeri, da. La alegeri, da. A fost la guvernare mereu, dar dincolo de această problemă istorică pe care o avem cu maghiarii, hai să trăim cu picioarele în prezent. Hai să ne uităm la Ungaria. Păi Ungaria are lideri așa cum are și UDMR-ul aici. Oameni pragmatici, foarte buni diplomați, foarte bine pregătiți, foarte eficienți, oameni care știu să dea palma și în momentul în care au bătut palma își respectă cuvântul, ceea ce e foarte important. Deci cam asta este profilul politicienilor pe care îi conduce Orban în Ungaria. Și atunci, când noi vorbim așa de lideri, păi România foarte greu ar reuși să ajungă la nivelul unui leadership și a unor politici de felul ăsta. Deci, ca să dau un exemplu, oare care ministru român, de origine română, din guvernul României, ar fi putut să ducă spre punerea în aplicare o hotărâre cum a fost cea cu urși. Acolo vorbim de... Deci, nu, eu vă spun apropo de ministru, un ministru da. Care știe... Hai să vă spun un secret. Eu îl cunosc foarte bine pe ministru Tansoș Boală. Este un tip extraordinar. Dar are și el o, nici nu știu cum să-i spun, calitate sau defect. E mare vânător.
ca să iei decizii într-o problemă cum a fost cea cu urșii, nu aveai voie să ai tenta emoțională. Erai obligat să fii foarte pragmatic și dacă se poate și vânător. Caracteristic poporului maghiar este caracteristic, una din caracteristicile principale este dragostea pentru vânătoare. Dar când spun dragostea pentru vânătoare, în același timp, ungurii sunt cei mai mari crescători de animale, sunt cei mai mari crescători de cai, știu să facă din vânătoare o artă, deci nu știu cât la sute din PIB-ul ungar este reprezentat de activitatea de vânătoare. În condițiile în care... În care e o țărișoară o insulă pe lângă România și care nu are toate avantajele naturale pe care le are România. Deci exemplul cu urșii e puțin subiectiv pentru că e nuanțat și... Dar în același timp pot să vă spun că Tantoș Barna este un om extrem de hotărât. Puțin știu că Tantoș Barna este un fost mare sportiv. Este, a fost, nu știu dacă mai este, președintele Federației Române de Hockey. Asta spun multe despre profilul, caracterul omului. Eu încercam să... Vă rog. Dumneavoastră încerca să spuneți că de fapt, avem nevoie de lideri care să renunțe la populismul ieftin, pentru că uitați-vă ce se întâmplă acum în Alianță. Iese ministrul PSD, nu mai dau nume, și spune o să mărim de 100 de ori pensiile. Iese Florin Câțu și spune, da, e foarte bine, dar de unde? Iese din nou ministrul PSD. Ba, pamătii, că nu vrei să mărești pensiile. Nu, explică clar, de unde? Deci ne-am învățat să mințim, să manipulăm oamenii. Ei de multe ori cred că vadă și rezultatul alegerilor în general, pentru că ați văzut factorul emoțional e foarte important în România, în zona alegerilor. Și uite unde am ajuns. Mai avem timp, că nici m-am uitat la... Avem timp, lăsați. Vreau să vorbiți, că timpul rezolv eu. Da. E mare lucru sau pe cineva care spune, pentru că până la urmă, pentru amândoi, fiind aproape din aceeași generație, sau chiar aceeași generație, nu chiar. Pentru amândoi, timpul a devenit foarte scump. Da, timpul este foarte scump. Dar haideți să încercăm un joc de imaginație așa. Știți că se vorbește foarte mult despre puterea datelor. Deci e vorba de ceea ce unii spun că ar fi noua religie a viitorului, dataismul. Adică toate datele să fie la liber peste tot și asta ar ajuta în progresul persoanelor, progresul societății și progresul în general. Și a existat așa un fel de, eu știu, niște... Deci nu știu cum să le numesc, niște entități așa tehnice, tehnologice, care vor prelucra aceste date în timp real și vor da soluții. Deci nu ne mai închinăm decât la niște procesoare. Ne închinăm la tehnologie, la statistică și desigur la algoritmi. Pentru că tot în emisiunea dumneavoastră, vă aduceți aminte, vorbeam, nu mai știu cum se cheamă cartea Politica Viitorului, sau da, Politica Viitorului este scrisă de un parlamentar britanic, altfel un geniu, la fel ca și Harari, pe care noi tot l-am citat la dumneavoastră în emisiune. De ce? Dar chiar Harari, în cartea lui, făcea o descriere despre... Acea se numește Siri, este persoana care ne ajută pe noi atunci când vrem să folosim telefonul mobil, ne dă informații. Vorbea despre o secretară privată care în fiecare zi îți spune ce alegeri să faci și merge în baza profilului pe care se realizează, pentru că asta se întâmplă astăzi. Noi practic am devenit niște cifre. Am devenit cifre care sunt sau nu înregistrate în microchipuri și nu din vaccin, pentru că înseamnă că sunt pline microchipuri, ce vaccinul din, nu știu, din buletin, din telefon, în primul rând, că toți, cu toții avem telefoane, am devenit un profil. Iar totul se bazează pe algoritm.
În momentul în care acești algoritmi îți fac profilul, știu foarte bine ce îți place, ce nu-ți place, care va fi pasul următor. Adică devenim niște persoane predictibile și previzibile ceea ce a trebuit să fie economia. Dar până să ajungă economia, o să fim noi predictibili și previzibili. În sensul în care vom fi controlați, desigur, o mică parte dintre noi va refuza să adere la acest sistem. Vor fi cei care nu se vor mai uita la televizor, care nu vor mai folosi telefoane, care se vor izola în natură, dar restul vor rămâne sclavi în sistem. Uitați-vă ce se întâmplă în China. Nu știu dacă ați văzut acel sistem deja consacrat, că a apărut de 2-3 ani. Apropo de Big Brother, ce se întâmplă, camere de luat vederi care identifică și în momentul în care identifică prin, cum se cheamă asta, amprenta facială, amprenta facială, în momentul ăla îți dă și tot profilul. Nu știu dacă ați văzut. Și asta se întâmplă și în școli, unde tot noi vorbeam când Harari spunea că lumea viitorului va fi o lume în care doar copiii supradotați vor mai face școală, restul vor deveni un balast al societății și vor fi fie internați în tot felul de instituții pentru sănătate, că de altfel și pandemia a fost pentru sănătate. Totdeauna este totul pentru sănătate și bunăstarea omului. Da, se pare că avem o problemă. Da, noi suntem, da. Gata, ați devenit la... A rămas așa o față împietrită pe ecran și n-aș fi vrut să credeți că v-am făcut amprenta facială. Că v-am luat amprenta. Noi v-am luat-o. Harari... Avea e publică. Așa. Harari spunea în același timp despre ceea ce... Și probabil că la asta se lucrează în acest moment, algoritmii medicali. În momentul în care se vor stabili niște algoritmi medicali, vom vorbi despre un control total asupra sănătății omului. Desigur, așa cum e în toate domeniile, tehnologia ne poate fi favorabilă în interesul omului, ceea ce se și întâmplă în multe cazuri, dar în același timp este tăișul celălalt al tehnologiei care poate să ne facă foarte rău. Cert este că totul e făcut cu acordul părților. Noi ne-am băgat pozele în Facebook, noi ne-am dat chiloții jos în online tot timpul, noi ne punem copiii în fiecare zi cu poze în Facebook sau în Instagram, ceea ce e bine până la un punct, pentru că a devenit așa, de fapt, un reflex. Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă mâine ar dispărea telefoane. Gândiți-vă că jumătate din populația globului se va sinucide, pentru că dependența de acest terminal mobil a devenit uriașă și, așa cum am văzut în ultimii ani, se dezvoltă noi patologii, se dezvoltă noi sindrome. Uitați-vă că s-au dezvoltat sindrome și patologii doar în 2 ani de pandemie. Dar, mică brusc, să fie tăiat sistemul ăsta de social media. Da, acum să vă spun, mergând pe teoria conspirației, e mai ușor să distrugi telefoanele decât să faci un virus, nu? Ca să dispară jumătate din omenire. Gândiți-vă că și în domeniul virtual, chiar dacă aceste mari big tech, cum îi spun specialiștii, și eu am preluat acest termen, așa cum avem și big pharma, dar big tech cu acele mari companii, de altfel primii 5 în top Forbes, îl excludem pe Zuckerberg, care a ieșit din top și undeva după locul 10. Eu cred că sistemul ăsta va crea, desigur, și o opoziție. Pentru că vom avea anarhiști din zona virtuală care vor ataca mereu marele companii. Deci e un joc permanent, o luptă permanentă, doar că ea se mută în virtual și sper să rămână acolo. Mi-ar plăcea și războiul din Crimea să fie, din Ucraina, să fie unul virtual, decât să vedem din nou morți. Se estima ieri undeva la 50.000 de victime civile la primul atac.
Adică dacă în anul 2022 încă ne omorâm pe graniță, înseamnă că istoria a fost degeaba. Păi istoria întotdeauna aproape că a fost degeaba, mai ales în zona în care... Atât pentru cei au învățat nimic din ea. Exact, exact. Se pare că avem tot mai mult probleme cu legătura. Nu știu dacă mă mai auziți. Mă auziți? Păi, da. Eu vă aud foarte bine. Dacă vreți, m-a spus de două ori Putin, Ucraina și Rusia și termina demisiunea. Da. Eu zic să ne oprim aici. Aș fi vrut să mai discutăm un pic pe tema asta, dar eu cel puțin nu mai văd aproape deloc ce e, dar dacă dumneavoastră m-au zis, continuăm. Mă gândeam la un lucru. Vorbeam de Hariri, da, și spuneam despre creșterea puterii tehnologiei. În curând, probabil că toate bolile de care suferim vor avea ca leac tot felul de mici dispozitive care vor fi introduse în corp, la inimă, cum e cel cu pompele la diabet, acum pompițele acelea, inimă. Și mă gândeam că cineva poate să stea la un calculator sau la un terminal și să zică Liviu Harbuz, băi, asta începe să vorbească cam mult despre primăria Piatra Neamț. Ia să vedem noi, are un dispozitiv care îi controlează ritmul cardiac? Ia să-i dăm noi un buton acolo, să-i dăm un ritm cardiac mai mare. E posibil așa, da, ceva? V-ați uitat prea mult la filme? Este... Nu m-am uitat prea mult la filme. Nimica. Dacă nu v-ați uitat, le-ați anticipat, că dumneavoastră v-a plăcut întotdeauna politica anticipației. Dar nu v-am văzut în niciun film, adică... Am văzut eu și vă povestesc. Nu știu dacă ați urmărit, n-ați urmărit, sigur, serialul Blacklist este... L-am urmărit, dați-mi voie. L-am urmărit. M-ați uitat la film? M-am uitat. Dar ăla deja este peste filmele normale. Nu, tot ce vedeți acolo s-a întâmplat și se întâmplă în lume. Mie de-aia îmi și place, pentru că ați văzut că americanii niciodată nu vin cu un scenariu care urmează. Ei de obicei folosesc scenarii în care sunt prezentate realizările deja aduse la zi ale tehnologiei. Și acolo, așa cum spuneați, erau 35.000 de persoane implantate cu un stimulator cardiac, care erau monitorizate în sistemul de telemedicină, care de altfel este finanțat de către PNRR și putem ajunge și la discuții. Apropo, despre ce ne aduce PNRR-ul, pentru că sunt politici și filozofii la care am aderat fără să ne gândim. Era să vă întreb ce partid e ăsta, PNRR-ul. E un partid foarte bogat, în primul rând. E un partid care vorbește de peste 29 de miliarde de euro pentru România. Dar, să revenim. Și în acel centru de comandă de monitorizare, pentru că există deja în America centru de monitorizare, în momentul în care o persoană are probleme cu stimulatorul cardiac, apare în dispecerat, se intervine, e sistemul de telemedicină din ce în ce mai folosit, care de altfel, așa cum spuneam, are o bugetare foarte interesantă în PNRR-ul românesc pe partea de telemedicină. Și așa opreau inima unor băieți, numai că de data asta opreau inima tocmai a unor președinți de giganți tehnologici, adică opreau inima cui trebuie. Știți, astfel de sisteme uneori sunt bune, pentru că ele nu sunt doar pentru întreaga masă, sunt așa, opțional și selectiv. Opțional și selectiv. Bine, atunci să ajutăm la implementarea PNRR-ului în acest domeniu cât mai repede și să facem o listă. Să facem o listă. Da, depinde dacă au nevoie de stimulatoare cardiace. Dar să vă spun, nu există. Creăm nevoia. Acest obiect de care noi suntem mai mult decât dependenți, terminalul mobil, telefonul, cum îi spunem noi, sau cum ne place să spunem, este cel mai periculos și cel mai la îndemână instrument. El ne face trasabilitatea, cineva știe mereu unde suntem, ce facem, cu cine vorbim,
Și nu mă refer aici la povestea cu serviciile secrete care ne ascultă. Era bine când ne ascultau, nu știu, securitatea, SRI-ul, SIE, ce ne asculta. Acum suntem ascultați de un sistem integrat la nivel mondial și datele noastre pot fi folosite și dincolo de granițele țării. De multe ori putem fi manipulați fără voia noastră și iată ce se întâmplă atunci când unii se lasă manipulați. Vedeți ce e în societatea românească. E, atunci am dau seama de ce nu avem leadership în România. Pentru că foarte mulți se lasă manipulați. Dar pentru că n-aș vrea să termine misiunea fără să vă povestesc și ce se întâmplă la primărie, totul e bine. Și e spre bine. Facem lucruri pentru ceea ce înseamnă, iată, vom apela și noi la PNRR, la măsura 10, la domeniul 10, care e foarte important. Și ce veți face? Să știe toți pietrenii. Păi dacă vreți să vă citesc toată măsura ca să vedeți că tot ce face astăzi Primăria Piatra Neamț nu vine decât să deschidă noi finanțări pentru orașul Piatra Neamț. Trebuie să înțelegem că drumul este unul singur. Să terminăm cu prostiile, că mai dăm bani pentru nu știu ce categorie, că mai dăm... Nu. Avem nevoie de investiții în Piatra Neamț. Iar investițiile nu trebuie să fie așa cum spune, domnule, s-au găsit să investească în ștran. Da, oamenii au nevoie și de ștran. Și au găsit să investească în mobilitate urbană. Chestia asta cu mobilitate urbană folosită la peorativ și vă văd și zâmbetul mă aduce bunăstarea pe care mi-o doresc. Eu nu știu dacă dumneavoastră vă doriți. Eu mi-o doresc. Eu nu mai doresc să merg cu mașina mea. Mi-ar plăcea să am un sistem de transport public civilizat pe care să-l folosesc și să nu mai am loc de nebun cu mașina mea, să mă enervez, să stau în intersecții, să mă cer cu toată lumea. Încă la Piatra Neamț nu ne-am omorât pe stradă din cauza circulației, dar la București deja se omoară pe stradă din cauza circulației. La Piatra Neamț ne apucăm. Ne apucăm să ne omorâm, că murim singuri. Exact, exact. Deci aș vrea să urc. Probabil că mulți dintre pietreni, nu mai vorbesc de opoziția politică cu care am avut plăcerea să... De fapt, am asistat la negocierile pentru bugetul orașului Piatra Neamț și am văzut cât de mizerabilă este politica și cum la acele, de fapt, negocieri. Au stabilit politicienii de comun acord de reprezentanța ai partidelor care sunt prioritățile pentru Piatra Neamț. Și desigur, atunci când vorbești de o prioritate care e în interesul cetățeanului, nu e nimeni nevoie să spună nu. După ce s-a întâmplat acest lucru, ne-am trezit cu un plen în Consiliul Local, în care un anumit partid, nu mai vreau să mai fac referiri, a început să țipe, noi nu recunoaștem negocierile, am venit cu alte amendamente și atunci mi-am dat seama că în continuare unii n-au învățat nimic. Vor doar politizare, nu vor administrație publică lor. Da. Înseamnă să schimbi lucruri. Iar lucrurile se schimbă atunci când faci politică pentru administrație și nu administrație pentru politică și nu ești în fiecare zi în campanie electorală în care noi facem, noi dregem să fie bine ca să nu fie rău. Cam ăsta e discursul populist al unor partii. Da. Să știți că n-am zâmbit că nu mi-aș dori mobilitate urbană. Îmi doresc mobilitate urbană. Așa, ce întrebare am pus-o eu la început, nu acum un an și ceva. Dacă aceste proiecte de mobilitate urbană, așa cum au fost moștenite de Primăria Piatra Neamț, sunt proiecte adaptate la specificul din Piatra Neamț. Și aici eu cred că există o problemă. Un specific pentru Piatra Neamț. Nu există atunci când vorbim de mobilitate urbană, orice proiect de mobilitate urbană poate fi adaptat pentru orice zonă. Există mobilitate urbană și în orașe cu 50.000 de locuitori, există mobilitate urbană și în orașe cu 2.000 și în orașe nivelului Europei. Ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat. Așa cum s-au început proiectele,
Așa cum s-au negociat și au fost semnate inițial, pot să vă spun că comportă anumite riscuri. Dar eu l-am apreciat foarte mult și ăsta este motivul pentru care stau lângă primarul Carabela, pentru că și-a asumat acest risc. Și-a asumat riscul pentru că el își dorește un oraș verde, un oraș sănătos, un oraș în care să trăim mai bine, iar totul începe de la servicii. Dacă n-ai servicii de calitate, nu ai nimic. Pentru ce mai ai o administrație publică locală dacă nu ai servicii de calitate? Vorbim despre, vă dau exemple, vom face reformă, primăria va face o reformă mare și pe sistemul de parchet. Vorbim de sistemul, de exemplu, de, s-a tot vorbit despre dezăpezire. Păi când tu vorbești de tarife și spui, ai tarifele de acum 15 ani și în momentul în care vrei să crești tarifele, toată lumea urlă. Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste tarife nu se duc, cum spun unii mari ziariști, în buzunarele directorilor, în buzunarele angajaților, nu nici vorba. Toate astea se duc în reinvestirea banilor, pentru că toate aceste instituții au nevoie de utilaje noi, moderne. Chiar nu observăm că lucrurile încet, încet se schimbă. Nu spuneți că nu se vede. Adică numai cei răutăcești pot spune. S-a făcut trecerea peste calea ferată. Păi nimeni n-a venit să întrebe câți au murit acolo la trecerea pe calea ferată, la ce riscuri erau, câte mașini și-au rupt roțile acolo. Adică ce a fost atât de grav, apropo de stațiile de autobuz. Că a costat 60.000 de euro stație. Nu, 60.000 a costat o componentă, un modul, care un modul înseamnă toată instalația care place. Mai sunteți cu mine? Eu sunt cu dumneavoastră tot timpul. Alo? Da, eu sunt cu dumneavoastră. Nu mi s-a burgat să adorm. Nu. Vă rog. Vă rog, continuați. Continui, că deja e și 28 de minute și chiar de obicei mă lasă încheiatul. Atunci o să închei citându-l pe Liviu Harbuz. Dacă servicii bune nu sunt, nimic nu este. Și vorbim despre primăria Piatra Neamț aici și serviciile pentru populație. Nu despre Marie Preda, am înțeles. Deci dacă servicii nu sunt, nimic nu e. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc foarte mult, la revedere. La revedere. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sincer, eu vreau să discut și alte probleme, dar ne-am luat așa cu vorba și a mers foarte bine. Adică pentru mine și pentru domnul Harbuz a mers vorba asta foarte bine. Data viitoare, uite, o să fac de pe acum o provocare. Domnul Harbuz încă mai este, cred că, pe fir. Să vorbim, să vorbim despre reformă la Piatra Neamț vis-a-vis de servicii, de exemplu, îmi vine acum în minte un lucru, ce este mai bine pentru oraș, un funcționar public plătit pe grila de salarizare de la primărie, adus dintr-o societate a Consiliului Local falimentară, da? Sau mă rog, cu politici falimentare publice. El este plătit aici pe grilă, mult mai bine decât era plătit ca funcționar, bine, ca funcționar, ca angajat al societății comerciale. El acolo avea salariu plus foloase cuvenite. Acum, dacă devine funcționar public, va avea salariu și nu știm dacă va mai avea și foloase. Ideea este că diferența dintre salariul unui funcționar pe grila primăriei și cel de acolo este destul de mare și trebuie să vedem cum s-a gândit acest proces, dar promit că într-o emisiune viitoare cu domnul Harbuz și eventual și cu domnul primar discutăm și analizăm aceste lucruri pe cazuri concrete. Mai am doar o singură subliniere. Dacă vine în primărie, o să aibă foloase necuvenite, nepatrimoniale. Corect. Vă mulțumesc frumos. Prin dicționar, ce înseamnă. Vă mulțumesc frumos. Numai bine. La revedere. Cele bune. Ne oprim aici. Cele bune.